mai... cel mai bun lucru pe care ar putea să-l face și pe care te pun la inimă ca pe rugăminte ar fi să duceți ceea ce ați luat în seara asta de aici și altora. Dar spuneam, Dumnezeu, covârșitor, profund, adevărat, dragul nostru, prieten, pe suflet, fratele nostru, Cornel Mastalonciu. Tot timpul am avut impresia că îl aud pe Părintele Galeriu. Chipul apropiat, cățel acolo barba, ținuta și timbrul vocal. Vreau să aminte de Părintele Profesor pe care l-am avut alături de Părintele Nicolae Bordașin. Amândoi deosebiți. Ce am auzit în seara aceasta, aproape că m-a schimbat. Și o să pun în viața mea mai mult. Am fost foarte atent, niciun cuvânt nu mi-a scăpat, deși de multe ori când mai sunt la câteva adunare în acesta, gândurile zboară, n-a fost chip să pot să scap vreun cuvânt. Punct și virgulă, gest, profunzime, tot ceea ce Dumnezeu v-a înzestrat și v-a dat. Adevărul este că din toți cei care au venit până acum a stricat ștacheta la cota cea mai înaltă. Greu va fi de acum înainte să mai ascultăm așa ceva. Spuneam ieri că nu știți ce pierdeți. Dacă și așa este. N-am decât să vă rog din suflet, dar din tot sufletul, să mai veniți odată. Acum știu cum să și pe cine să aduc, știindu-vă puterea și profunzimea harului lui Dumnezeu care lucrează prin domnia voastră, totul este harul lui Dumnezeu. Teologie, dogmă, realitatea vieții, dar povestitor, totul este legat în această structură deosebită. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați participat și că ați stat, dar nici n-aveați cum să stați altfel decât nemișcați, decât pe interior v-ați mișcat profund. Nu cred că a fost cineva de aici să nu înțeleagă, oricât ar fi de citit sau cultivat, sau mai puțin citit sau cultivat un om de rând, să nu înțeleagă tot ce și-a spus în seara aceasta aici. Am avut și o altă stare, aceea de a mă simți pe pastorul Părintele Nicolae, că voi ajunge și eu 90 de ani așa. Și că stă bine. Stă bine cu el. Da, și chiar m-am odihnit. Bine. Și sper să ne mai odihnim și altă dată aici, în mijlocul nostru. Fratului Stelian, ce am să-i reproșez? Decât că face mai lucruri minunate. Ce mai foșnești pe acolo, tata? Lasă-le. Scuze, scuze, da, dar lasă. Cred că nimeni în seara aceasta, oricât de sărac ar fi, să nu și această carte. Și dacă aveți posibilitatea și aveți prieteni care să zbat în aceste situații, precum Petre sau alții, luați-le și dați-le să citească. Soția mea a cumpărat aceste cărți înainte să vină domnul Cios Mozgă aici și a răsfoit puțin și mai uimitoare carte. Te rog frumos să te duci și să rogi să-mi dea o semnătură și un autograf.
Pentru ceea ce vreți să ne arătați, o să vorbiți dumneavoastră mai bine. Că știți să vorbiți, am observat treaba asta. Ați învățat la școală să vorbiți și chiar în familie v-a învățat cum să vorbiți. Și a învățat și pe alții. O să vă spun unul dintre ei și eu. Moșule. Care te-ai împrietenit cu moartea. Să-ți spun în față microfonului. La despărțire din seara aceasta țin și eu să mulțumesc bunului Dumnezeu care ne dăruiește posibilitatea unor astfel de trăiri sufletești pe lângă toate celelalte greutăți pe care le întâmpinăm pe parcursul zilei. Dar în clipele acestea, cum spunea fratele Constantin, simțim o ușurare când ne întâlnim drumul către Dumnezeu. Spuneam la început că viu cu multă bucurie, deși n-am fost de prea multe ori, dar pentru asemenea întâmplări, eu alături de Domnul Ciomuz am fost de multe ori și nu precupețesc nici o oboseală celor peste 90 de ani, fiindcă știu cât folos sufletesc aduce. Și făgăduiesc la invitația Domnului, o să mai vin, fiindcă cei dintre dumneavoastră împreună cu mine este un autor de versuri, un profesor universitar care în viața lui a lucrat cu cifre și acum, după ce s-a pensionat, a luat harul lui Dumnezeu și l-a înmulțit și a scos, nu știu, 5 sau 6 volume de versuri de o frumusețe deosebită și nu o spun ca unul care n-am citit decât o dată pe an o poezie, ci am citit de multe ori. Și nu vă spun mai mult decât că veți avea bucuria ca să-l vedeți aici, este aici împreună cu noi, dar atunci când va veni, când va veni să vă dezvăluie sufletul dânsului, cât este de mare. Iertați-mă dacă o spun, că nu o fac degeaba. Citiți ceva de lucrurile. Și vă mai spun, pe lângă faptul că lucrează atât de frumos în viață, mai și luptă pentru viață cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Fiindcă așa cum ne mărturisea în altar părinților, de 2 ani luptă cu cea mai cruntă suferință pe care o au oamenii. În ziua de astăzi. Și toate le face cu har. Așa se intitulează una dintre versuri pe care le-am deschis aici, zice: Lăcașul sfânt, icoane și odoare, păstrează armonii neperitoare, ci le-a sporit prin jertfă și de țin părinții Chiriac și Constantin. Părinții aceștia sunt cei doi titori de la aproape un secol unul de altul la Biserica Sfântul Silvestru. Părintele Chiriac Bidoianu, a cărui nume îl știu foarte puțin, deși a făcut o biserică atât de frumoasă. Părintele Constantin Galeriu îl știți aproape toți, fiindcă a fost cu de adevărat o personalitate deosebită. Sunt vii într-o cuvintele înțelepte, ce-au oferit credinței noastre trepte și chezășie vremilor ce vin, părinții Chiriac și Constantin. Se răspândește tainică lumină în sufletele celor ce se închină. Ne însoțesc în ruga de creștini, părinții Chiriac și Constantin. Și ades la amintirea lor ne duce nevoia unui sprijin la răscruce. Cu harul lor
nădejdea ne-o susțin părinții Chiriac și Constantin. Și câte mai multe de genul acesta are și o lucrare din psalm, o rugă, din candele, bobocul de lumină mai îmblânzește noaptea din odaie. Și peste lucruri razele bălaie întind un voal de broderie fină, un glas pe care ruga îl moaie, pătrunde ritmic liniștea de plină, fecioara din icoană se înselină sub avântata ochilor văpaie. O roagă lângă sufletul meu să fie și lacrimile izvoresc de bucurie când coarda îndoielilor s-a frânt. I se topește firea mei ființă în valul de speranță și credință, iar cerul însuși vine pe pământ. Să ne ajute Dumnezeu, fratele mei, să ne revedem mereu în astfel de clipe de înălțare sufletească. Fiindcă este extraordinar să trăiești cu sufletul aproape de Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu să vă dea bucurie sufletească. Înainte de a încheia, vreau să mulțumesc și eu, în primul rând, Părintele Paroh, pentru toată dragostea și ospitalitatea de care dă dovadă de fiecare dată. Părintelui Nicolae Bordașiu, care mi-a înlesnit, mi-a facilitat prin calda și recomandare intrarea la domnul Ciomâzgă, invitarea dumnealui, abordarea dumnealui, chemarea dumnealui aici, a fost un mijlocitor și îi mulțumesc și pentru acest lucru, cum de altfel îi mulțumesc și pentru faptul că a venit cu multă dragoste și în această seară, de această dată, să prezinte cartea, să vorbească despre carte și despre autor, cunoscându-se bine unul pe celălalt. Domnului Ciomâzgă, nu mai spun, îi mulțumesc cu multă recunoștință, îi mulțumim cu toții de altfel și Doamnei au venit împreună, soții Ciomâzgă, le mulțumim dorindu-le să le dea Dumnezeu mult spor și multă sănătate. Și domnului Ciomâzgă îi adresez o provocare. Așteptăm cea de-a treia carte. O așteptăm pe a treia. Sunt convins că ea va veni. Ea va veni. Mulțumim tuturor. Vă mulțumim dumneavoastră. Cărțile sunt de vânzare în spate la Pangar. 40 de lei fiecare separat sau la set cu 70 de lei. Sunt în spate, puteți cumpăra, după care puteți veni pentru un autograf. Atâta doar vreau să vă mai spun. În luna martie, în fiecare zi de luni, vom avea câte o seară duhovnicească, după cum urmează. Luni 2 martie îl vom avea pe Părintele Profesor Dumitru Pintea. Luni 9 martie îl vom avea pe domnul Cătălin Ion, de la Agenția Lăcașilor Ortodoxe. Luni 16 martie îl vom avea pe Părintele Constantin Pătulean, care a fost și anul trecut. Luni 23 martie îl vom avea pe Părintele Vasile Crețu, de la Biserica Sfântului Ei Gorgan. A fost și anul trecut. Iar luni 30 martie îl vom avea pe Părintele Silviu Tudose, parohul Bisericii Sfântul Ilie Gorgan, care de asemenea a fost și anul trecut. Acesta este programul serilor duhovnicești până la Sfintele Paști. Toate serile duhovnicești încep la aceeași oră 19, adică 7 seara aici la biserică. 5 la număr. Iar cu ajutorul lui Dumnezeu, sâmbătă 7 martie, exact cum am făcut și anul trecut, vrem și anul acesta să mergem la Valea Plopului, la Părintele Nicolae Tănase. Dar până atunci trebuie să facem o campanie de strângere de alimente, de ajutoare pe care să le ducem acolo. Și cărți. Va fi a doua ediție a campaniei de 8 martie, de mărțișor, intitulată Un mărțișor din suflet dăruit sau oferit unui suflet. Vă așteptăm la toate aceste acțiuni ale parohiei noastre, ale bisericii noastre, fiind împreună părtași, ca apoi împreună să fim cu toții părtași
la bucuria cea cerească a împărăției celei veșnice. Vă mulțumim, Doamne ajută! Și la urmă stăm să facem și o fotografie de grup. Așa că nu plecați dacă mai puteți sta. Ce rugăminte am la Domnul Ciumescu? Mi-ați dat atenție. Noi colaborăm foarte bine cu educatorii care mai sunt profesorii din școlile care avem aici aproape de biserică. Și într-una din zile a venit că ei vin aici, profesori vin cu copiii, vin să spovedesc, aici și se împărtășesc. Zice, părinte, ce am putea să facem noi, având o săptămână dedicată școala altfel? Și chiar este săptămâna mare, liberă, și care începe cu duminica înălțării Domnului în Ierusalim, 5 aprilie, și se sfârșește cu învierea Domnului 12 aprilie. Aș putea să-i aduc pe acești copii, vor veni mulți în clasă 7-8, destul de mari. Vremurile în care noi le trăim, ei deja cunosc prea multe. N-ați dori să facem o provocare, să avem așa o... Dar numai cu creștem binele așa, luni, de seara, pe 6 aprilie. 6 nu pot, eu am aici martor din biserica. Bun. Altă zi. 6, 7, 8. Cred că în 7 sau 8. Pe 8. Că este denia mai scurtă. Joi deja este în cele 12. Miercuri, ultima ar fi ultima zi. Da. Marți, noi avem și Sfântul Marți. Dacă nu marți, bine, atunci nu mai marți, dacă se poate, pentru că de miercuri săptămâna altfel, copiii nu pot fi aduși după masa, doar dimineața, pentru că trebuia să aibă aprobare de la părinți între anumite ore sunt dimineața. Poate să vină și dimineața. Chiar mai bine, e mai comunitare. Vă spun, vor fi biserica plină, profesor și lor trebuie să le adresăm aceste cuvinte, pentru că scrisoarea aia... Ține legătura, da? Perfect. Vă mulțumesc că deci era foarte important pentru mine. Și i-am spus, doamne profesoare, draga mea, nu știu acum, lasă-mă să vedem ce mă lunează Dumnezeu. Acum mi-a adus aminte și este lucru ce mai făcut. Rugăciunea de sfârșit și după aceea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, Sfântul Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafini, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de Maria. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După Sfintele Paști vom face o seară de poezie cu domnul profesor Mustață și cu Părintele Bordașii. Perfect. După Sfintele Paști. Thank you.